Salutare fraților, bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Eu sunt Artin Amă București și astăzi vin cu o știre nouă. Dinamo s-a săturat să-l așteptăm cu un jucător adus de Renick aproape să fie dat afară. Vă întrebați cine este vorba de Nasser Aligi, care a venit pe 2 noiembrie la Dinamo și n-a apucat să joace niciun meci pentru Dinamo, fiind accidentat. El a zis că va reveni pe 9 ianuarie la reuniunea lotului. Dar a apărut știrea asta că Renick ar vrea să-l dea afară, s-a săturat să-l mai aștepte, cum l-a dat și pe Tadei înainte de 2019, prin 2018 l-a dat afară, decembrie, nu știu când, sigur. Așa o să-l dea și pe Nasser Aligi dacă nu vine la reuniune, cred, dar el a zis că o să revină. Cam atâta, Nasser Aligi are 25 de ani. Aici a zis Dănciulescu că îl va da, probabilitatea e foarte mare ca Aligi să nu mai apară la reuniune. El a jucat de-a lungul carierei la FC Basel, FC Vaduz, Kaiserslautern și a jucat la naționalele de juniori ale Elveției și are 11 meciuri la naționala de seniori a Albaniei. Deci era un jucător, zic eu, bun pentru Dinamo în momentul de față. N-are niciun jucător acolo pe funda stânga. Îi trebuia Nasser Aligi. Cam atât a fost cu episodul de astăzi. Nu uitați să lăsați un like. Eu am fost doar Dinamo București și ne revedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!